Am descoperit un document în calculator foarte interesant, anume admin 4 depanare. Salutare, dragi mei prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de San Andreas Multiplayer. Suntem aici pe website pe rpg1.bizon.ro, unde stafful Bizon a cam luat o razna. Și în episodul de astăzi vreau, pe lângă ce am văzut acum, de fapt am văzut vreo câteva zile, dar trebuia să vă arăt și vouă în cazul în care n-ați văzut. Am descoperit un document în calculator foarte interesant, anume admin 4 depanare. Deci admin 4 depanare. Atenție! Am găsit un document care, corelat cu ce văd eu aici pe website, unde fiecare și-a pus titlurile pot fi acordate numai de admini 5+, gen titlurile astea pe website, admini 6 sau 5+, cred că 5+, așa, nu mai țin minte acum, s-au pus niște titluri aici pe site, bă frate, fix la mișto, Norse King of the Viking, Pușcărie Veselie, BRN Cash, The Wheel of D, Uraganul de la Armăsarii tale, mamă, deci sunt tot felul de prostii, Not November Winner, doamne, Doom Slayer, Zlatan, mamă, câte chestii, pe aici numai Inspectorul Pro TV, deci nu ai, pune sartor, ți-a tras, deci efectiv nu ai absolut nimic pe aici normal pe site aici, în afară de veșnicele special events organized sau ce mai e pe aici, în rest este omor pe aici, nici măcar ăștia nu au titluri de faction manager, admini 4, adică chestii esențiale. Nu înțeleg de ce s-a făcut chestia asta aici, nu înțeleg ce glumă a fost prin staff, dar hai să mergem la documentul acesta secret. Zic eu secret. Am descoperit aici un document, hai să vă explic. În urmă cu foarte multă vreme, de fapt, bine, cred că știți, Bizon are un server de teste, care test.bizon, nu mai știu, test.bizon.ro sau... Da, cred că e test.bizon, panelul era diferit, nu știu, n-am mai intrat pe el de foarte multă vreme, test.bizon.ro, parcă nu mai... În fine, era un server de teste cândva sau r... Nu mai știu exact acum. În fine, era un server de teste, test Bizon, unde stafful, bineînțeles, testa noile gâmuri, testa noile chestii. Doamne, deci mie se cred că am uitat. În fine. Și acolo, la un moment dat, eu eram admin 2, parcă, da, admin 2 eram, că luase map-ul recent. Așa, am rugat pe Kelton cu ce pot să mai mă implic să ajut, pentru că eu atunci avem respectivă, nu aveam atât de mare activitate pe codaj ca să iau app la admin, trebuia să fac mai multe chestii. Și mi-a spus, bă, îți dau admin 4 pe serverul de teste, eu, wow, după am primit și admin 5 și admin 6 pe acolo, și vreau să găsești bug-urile, toate bug-urile existente de la admin 4. Tot ce poți, efectiv tot ce se poate găsi bug la admin 4, efectiv tot ce ar trebui îmbunătățit, tot ce ar trebui refăcut, tot ce nu știu ce. Atunci erau, sau propuneri, orice, unele dintre ele s-au băgat, altele nu. După cum puteți vedea aici, puteți pune pauză să vedeți cam ce propuneam eu pe atunci. La maior merg maxim 68 de caractere pe un rând, cam puțin zic eu pentru cei cu sume mari și pentru urări. Da, s-a modificat chestia asta între timp, deci uite că a fost bună și propunerea mea la ceva. Ștergere log din tabul faction log sau fiecare facțiuni, mai simplu de a șterge rancurile date aiurea. Da, să poți șterge rancurile mai rapid, da. Editatul vehiculelor de pe website la property, setezi kilometric culori, nu știu ce, în caz de conspar sau altele. Asta cred că pot face admin 6, s-a adăugat ulterior din câte știu. Deci foarte multe chestii de aici, unele chestii, nu toate, s-au adăugat la pe serverele normale după ce eu l-am semnat la pe aici. Ei bine, și au fost câteva zile în care eu am depanat la Bizon, între cu ghilimele de rigoare, am depanat pe serverul ăla. După am cerut și admin 5, după și admin 6 am primit acolo să vedem problemele de pe server și așa mai departe. Dar a fost o perioadă de testing în care de la admin 2, ce eram eu, sau 3, nu mai știu, eu aveam admin 4, 5 și 6 și mă jucam pe acolo și depanam. Eu am cerut chestia asta cu depanarea tocmai pentru că îmi plăcea să mă joc ca admin 4, 5, 6 pe acolo, mă făcea să mă simt important. Dar da, cam astea sunt chestiile pe care le făceam. Hai să trecem pe joc și să mai vorbim acolo un pic despre chestiile din perioada aia, pentru că în perioada aia și eu setam pe website, de-aia am adus cu gândul în perioada aia, și eu setam pe website aici tot felul de nume la adminii de pe testbizon.ro și așa mai departe. Chestia e simplă, te duci aici pe numele lui, jos în dreapta aveai aici website title sau titles, ceva de genul ăsta, staff titles, ceva de genul ăsta, sau la notițe, nu mai știu exact, dar era ceva cu titles. În fine, și puteai să pui ce vrei pe site aici și culoarea pe care o vrei tu, codul respectiv al culorii. Bun, hai să intrăm pe joc. Ia uite, frate, ce clan MOTD avem noi aici. Și că aștept păreri pe WhatsApp dacă doriți să organizăm Secret Santa, semnat Heineken. Secret Santa? Și ar trebui eu să îmi dau adresa mea sau, mă rog, un jucător, că nu mă bag eu în asta, da. Zic, un jucător ar trebui să își dea adresa altui jucător sau
locul unde, bine, adresa, că altundeva unde să-ți livreze, a trebuit să-ți dea adresa lui, gen unde locuiește, ca să poată să îți livreze un pachet de sărbători. Și ăștia trebuie să intre în jocul ăsta. Mamă, câte chestii se pot face de pe chestia asta, mamă. Dacă sunt copii mici, 10, 14, 15 ani și mai departe, ăștia pot da adresele foarte ușor de unde locuiesc la jucătorii mai mari sau sunt de 20 plus pe aici. Vai, chestia asta poate ieși foarte urât. Deci ești sub control, chestia asta poate ieși foarte urât. E, vezi, îți lași copilul la un moment dat, poate exagerez eu, poate îți lași copilul odată la un moment dat pe Samp, crezând că e un joc inofensiv, ne se joacă cu mai mulți prieteni, cu mai mulți oameni online, inofensiv, și vine o chestie de genul, unde te dai adresa, cică, și copilul intră în probleme și în fine. Da, nu, chestia... chestiile astea sunt reale. S-au întâmplat de foarte multe ori, pe jocuri în general. Da, bine, nu intrăm acum într-o polemică despre dacă e bine sau nu să ai prieteni într-un joc online, dar pot să intru la paintball pentru că mi s-a făcut tare, tare, tare rău chef de paintball în această seară. Mod pe cool este mod pe cool meu, Christmas 2021. L-aveți pe canal în urmă cu câteva clipuri. Am văzut că îmi scrieți în comentariu mai tot timpul, băi, mod pe pentru cei care încă n-au apucat să vadă mod pe cool postat clipul respectiv cu mod pe cool, tot timpul dau link, deci nu e problemă. Cu cât mai multe descărcări, cu atât mod pe cool acesta poate ajunge mai departe. Bun, nu este absolut nimeni aici. De fapt, ne și așteptăm, pentru că oamenii, na, sunt pe sleep. Oamenii sunt în ajunul sărbătorilor, frate. Raport de activitate este opțional. Nu avem probleme. Rank-up-ul, da, rank-up-ul o să-l iau eu. Cumva. Am primit oare Faction Warn Clear? Mai am FV-ul, cum să nu? Ranca poți să primezi la anul, mai mult ca sigur, pentru că am de făcut o activitate. Iar, după cum v-am spus, activitățile au fost suspendate. Bineînțeles că este perioada sărbătorilor și cine Dumnezeu mai intră la ora 3 duminica pe Samp la activități. Bineînțeles că probabil s-ar fi găsit, frate, lasă-mă, sal, s-ar fi găsit cineva. Ia, ce rank are tipul ăsta? ID Ederson, o, rank 2, începător în Toe Truck Company. Fiind tras el în Toe Truck, zice, mamă, top, Toe Truck. Da, e o facțiune faină. Revenind. Așa, nu mai știu ce ziceam. În fine, dăm duty, dăm heal, captain, mamă, deci mor când scrie acolo în față captain, capitan și nu scrie major, adică rank cu 5, dar se rezolvă și asta. Primesc la... Bine, voiam să zic că se găsește cu siguranță un jucător care să fi pus activitate, s-ar fi găsit cu siguranță dacă nu s-ar fi pus regula asta că fără activități. Unul care să pună activitate fix duminica, cred că 24, 25, pică sâmbătă cu 7, fix pe 26. 26 în prima zi de Crăciun, bineînțeles că s-ar fi găsit unul care să pună activitate, așa că foarte bine că a băgat regula asta, că cine știe, cred că aș fi pus-o eu, doar ca să iau rank up, gen activitate de un sfert de oră, 10 minute, el îmi sunt gata și iau rank up, dar și câte face activități mai complexe de atât. Mi se pare și asta activitate. Vouă, cum mi se pare? Ok. Mergem să facem și noi. Nu, raportul e făcut, nu avem treabă cu raport, dar ce să faci pe aici? Adică la paintball nu e nimeni. La Racing Arena dispărute sunt vremurile când la Racing Arena era cursă după cursă, mamă, și cât câștigam la pariuri, era 5K betu, puneau 10, așa aveam 50K, erau bani atunci și tot timpul mergeam la cursa Le Mans, acolo la Racing Arena, ceea ce există și în viața reală, vesta cursă de la Le Mans, și câștigam o grămadă de bani, frumoase vremurile alea cu Racing Arena. Da, și Le Mans era pe aici, cursa fix pe autostrada LVLS, și tot timpul când trec pe aici mă gândesc la Racing Arena, care e mort foarte multă vreme. Bun. Hai să me Da, hai să facem, hai să ne jucăm Samp. Hai să intrăm pe Samp, să ne jucăm. Care ajută Bunker? Băi, ce dacă eram în răuți, puteam da multe amenzi pe faruri stinse. Dacă acum suntem în National Guard, putem da freeze. Hai să mergem la când să vedem ce putem face, dacă putem da freeze, dacă găsim pe cineva cu droge. L-am prins pe unul cu droguri săptămâna trecută, cu vreo 400 de grame de droguri. A fost captură genială săptămâna trecută, băi, genială, cu G mare. Stai. Ups, no. Aoleu, iar o să bubuie infernul ăsta. Hai mă la paintball, careva, nu vine nimeni la paintball. Careva la paintball, dă unde, că ăștia sunt morți. Cred că sunt pe sleep toți. Bine, sunt vreo 3. Sunt vreo 3 online, de care cu siguranță nu o să vină niciunul la pe... A, bine, hai că vine lai. Bine. Hai paintball, dar nu poți să te aștepți foarte mult tip. A, dar de fapt nu, nu, nu. Nu, a, lai. A, uite pe lai, bun. Opa, ce rapid, bun. Deagle, o să intrăm pe Deagle. Deagle. Filmăm pe YouTube acum.
Îi dăm așa un impuls ca să ne bată pe YouTube. Salutare, Lai, dacă te uiți la acest clip. Deagle harta, că e mică. Bun. Salutare, Lai, salutare și Don Diablo. Bun. Single weapon, hai să fie un Deagle pe Deagle. Așa, clasic. Hai, hai, mamă ce ninge pe aici, ce frumos e mod pe cu. Nu că ar fi al meu mod pe cu, dar bă, e frumos. Deagle, să pui acolo în titlul duel, duele cu True, da, nu, titlul e altul, titlul e cu vestitele mele, încercări. Băi, și când aveam atunci admin 5, admin 6, zic, mamă, trebuie să vezi pe serverul principal, când o să ajung admin 4, admin 5. Deja, oricum, eu știu, am văzut cum e, pierd cheful, zic, nu mai am satisfacția aia că am luat. Ba da, satisfacția a fost la fel de mare, a fost, cred că, enorm de mare, putând să folosesc comenzile alea cu cineva, nu numai eu cu mine, pe server, că eram numai eu pe server atât, că nu mai testam chestiile alea, că cine să intre pe test în afară de scripter ocazional. Dar știu că mă jucam, ieșeam de pe server și mă jucam de pe telefon, gen uitându-mă la televizor, puneam rank-uri, setam rank-uri, scoteam din facțiuni, că na, acolo pe teste poți face orice. Da, frumoase vremurile astea. Dar tot nu înțeleg de ce Staful Bison și-a pus titlurile alea pe website. E ceva aici, un trend, că gen, ok, pui titlurile alea, dar nu mai au nici titlurile originale, gen alea pe care oricum trebuiau să le aibă cu Faction Manager și nu știu ce. Acum cineva când o să caute un manager de facțiuni, o să caute pe inspectorul ProTV, parcă avea unul titlu. Frate, ce se întâmplă cu mine la paintball în seara asta? What's happening with me? De ce ratez? Îl are 5 kill-uri, Lai. A, uite, e și unul din mafie, e și unul din mafie, deci nu suntem singuri aici. Pa, nu, no, nu. No. Nu, ce bug is forbidden, bine, da. Gata, Uzi, opa, ăsta cred că are rang mare. Ok, rank 2. Ci că sare blood, dar nu ia damage. Am hack, frate, am... Op, 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 op. Fii atent că-l fac, Pac, pac. Da, m-a făcut el. Bun. Hai că se poate. Unde este, frate? Ăla are 5 kill-uri de pe locul 1, Lai. Adică, hai să nu mai spunem ăla că sună urât. Lai are locul 1 și cu 5 kill-uri, dar... Bă, prea bine le trage, mă. Mamă ce i-am dat-o headshot ca pe Counter. Dar chiar vă mai jucați Counter-Strike? Gen CS 1.6, că CSGO probabil vă jucați unii dintre voi. CS 1.6. Dar vremurile alea frumoase când eram la ora de tic în clasa 7-a, 8-a, mai mult între 8-a, și intram pe calculator, mă rog, după ce cică făceam noi PowerPoint-uri și ce mai făceam pe acolo. Cică, doar cică făceam, intram pe CS, mamă, și ne jucam. Inclusiv Minecraft ne mai jucam pe acolo, CS cu toți din clasă, mamă, băi, ce vremuri. Aceasta este o seară în care ne aducem aminte de multe, multe lucruri din tinerețile noastre. Hâți, Johnule, pac, mamă ce i-am dat-o ăsta. Acum pe filmare, dacă vă uitați, sigur a fost dat pe lângă glonțul, o să-mi facă careva post și o să iau bani pentru aim. Pac, pac, pac. Mă, dar ce, băi, dar ce bine le trage la ăsta. Bă, o avea cod sau e foarte experimentat? Că gen, le trage foarte bine. Și are și strategii. Vai, ce era să-l iau. Bine, mai avem 80 de secunde din acest mirobolan meci de paintball pe care cu siguranță nu o să câștig pentru că Lai este mult prea bun, eu ratez, frate, și de la un metru distanță. Ops, uite, ăsta e civil, iau kill, nu sunt doi civili, pac. Nu, ăsta e kill-ul meu, frate, care a furat kill-ul? Lai, bineînțeles. Da, băi, fraților, atât a fost cu episodul de astăzi, din această seară, cred că un episod mai scurt decât... cel care v-ați obișnuit sau cred că la fel, dar Swift al vostru pregătește și el de sărbători. Eu în continuare vă urez numai bine și sărbători fericite alături de familie și de cei dragi. Cred că cel mai important în perioada asta, tot studiam la facultate, cred că cel mai mult ne-am dorit cu toții să fim iubiți și să iubim. Cred că asta e cel mai important lucru posibil de pe această planetă. Stai, nu banii, nu chestiile materiale, nu. Așa, cred că să fii iubit și să iubești. Cred că e cea mai tare fată. Cea mai tare chestie, fază. Da, în seara asta m-a luat nostalgia. Bun. Da, asta a fost cu episodul de astăzi. Noi o să facem acum ultimul kill cu ăsta din Avispa. Da, uite, mi-am intrat în mână fix pe final de clip, frate, și fix. A, am 8 cu 10. Bă, să putea mai rău, sincer. Adică 8 cu 10 e ok. Să putea mult mai rău. Gata. La revedere. Stay close. Bye.